Bun găsit, dragii mei, și la mulți ani pe 2022, iată-ne intrând într-un nou an, iar luna aceasta cam așa se procedează cu persoanele cu care nu ne-am întâlnit sau nu ne-am conversat neapărat atunci pe 31 sau pe 1, așa că facem această urare când ne vedem cu cei dragi. Iar pe mai departe ne va spune Claudiu în această seară cum stăm cu zodiile și ce ne așteaptă noul an, iar eu sunt foarte curioasă să aflu amănunte. Bine ai revenit, Claudiu, la mulți ani! Bine te-a regăsit, Andreea, la mulți ani, să dea Dumnezeu să fie un an mai bun și plin de înțelesuri anul acesta. Oho, cred că cu toții sperăm asta, nici mai mult, nici mai puțin, sau cel puțin știi cum e, să fie mai bun ca ala care a fost. Mie așa îmi place să spun, Doamne, întotdeauna ajută. Mai bun. Cu ce vești? Astăzi vorbim, Andreea, despre culorile anului benefice în funcție de zodie, dar și despre talismanele potrivite fiecărui semn zodiacal. Le vom lua pe fiecare în parte și vom discuta despre cum pot atrage zodiile energia pozitivă prin culori și talismane. Păi hai să vedem atunci și să începem să aflăm și noi ce ne așteaptă pe 2022 în ceea ce privește culorile și talismane. Exact, pentru zodia Berbec, culorile care te ajută să captezi energia pozitivă, Andrei, ar fi gri și argintiu. Asta pentru că Berbecul prin primăvară, la sfârșit de primăvară, va avea planeta Jupiter, Andreea, câteva luni asupra lui. Asta înseamnă că e cumva anul berbecului din punct de vedere poate profesional, sentimental. Vom vedea la fiecare unde se poate echilibra energia. Iar ca și cristale potrivite, cristale talisman, ar fi pentru berbec aquamarinul, care este o piatră care te poate aduce, Andreea, pe calea ta, pe drumul tău, și bineînțeles citrinul, care mai este numită și piatra lui Dumnezeu, o piatră care îți oferă prosperitate, dar și protecție. Pentru cei născuți în zodia Taur, să știi că taurii sunt și ei luați cumva de astre sub lupa universului. Așadar, pentru tauri, culorile benefice ar fi galben și auriu, nuanțe din acestea, iar pietrele potrivite, cristalele potrivite sunt cianitul și turcoazul, pietre mistice de altfel. Pentru cei născuți în zodia Gemeni, avem două culori mai tari, ar fi roșu și negru, mai ales în combinație. Sunt două culori, Andreea, care ajută gemenii să se echilibreze cu tot ceea ce înseamnă un destin pozitiv pentru ei. Iar pietrele sunt piatra lunii și perla, care știi de la mine că aduc foarte multă protecție și energie pozitivă. Pentru cei născuți în zodia racului, culorile anului sunt bleu și toate nuanțele de bleu, de albastru și alb. Iar talismanele sunt cuarțul lemurian, care este un cristal mistic, și piatra soarelui, iată o altă piatră inițiatică. Pentru lei se pare că culorile benefice ar fi indigo și cupru, iată o altă culoare metalică, asta pentru că lei au nevoie să atragă pe parte profesională cât mai multe oportunități. Iar pietrele potrivite ar fi aventurinul, care este o piatră care atrage banii, și ametistul, la fel potrivit pentru protecție. Pentru fecioare, culorile sunt portocaliu și roșu, sunt niște culori, Andreea, care le ajută pe fecioare să atragă fertilitatea și energiile care pot crea un drum ușor în anul 2022 pentru ele. Iar pietrele norocoase ar fi piatra zânelor și cuarțul transparent. Andreea, sunt două pietre care, purtate împreună în buzunar, reușesc cumva să îi aducă fecioarei o minte mult mai activă pentru a lua decizii înțelepte. Pentru balanțe, culorile sunt mov și galben, combinațiile ar fi mov și galben, iar pietrele sunt serafinitul și
Safirul albastru. Să știi că serafinitul este o piatră deosebită, o piatră mistică, pentru că se spune că ne conectează la tărâmurile angelice, la îngeri. Pentru cei născuți în zodia Scorpion, avem argintiul și auriul, iar să știi că talismanele ar fi chihlimbarul și perla. Sunt două pietre care pentru Scorpion îl vor ajuta cumva să depășească obstacolele. El în anul 2022 va avea karma negativă asupra lui, de aceea e bine să țină cont de rugăciune cumva. Să știi că se spune despre chihlimbar că duce rugăciunile la Dumnezeu mai repede. Pentru săgetători, să știi că culorile benefice ar fi griul și albul, asta pentru că ei au ieșit de sub lupa universului și anul acesta merg pe o eliberare karmică, emoțională, de energii negative. De aceea este bine să poarte alb pentru a arăta universului că sunt puri, curați. Iar pietrele potrivite sunt obsidianul și granatul. Sunt două pietre care reușesc să aducă mai mult înțeles când vine vorba de intuiție pentru voi. Pentru zodia Capricorn, Andreea, culorile sunt portocaliu și roz. Iată, să știi că rozul este o culoare total atipică pentru Capricorn. Să știi că nu există Capricorn pe planetă care să zic că sunt atras de culoarea roz. Avem și noi câteva colege și le putem întreba să vezi că nu o să fie nimeni atrasă de roz. Însă să știi că roz este o culoare care în 2022 ajută Capricornul să se armonizeze cu tot ceea ce înseamnă energie pozitivă din viața lui, să vadă tot ceea ce este bun. Iar pietrele potrivite ar fi onyxul și granatul. Onyxul este o piatră care te ajută să scoți din tine fărâmițele de energie negative cu care chiar nu poți să lucrezi. Deci te ajută să le elimini. Pentru cei născuți în zodia Vărsător, există două culori, vorbim aici de roșu și alb, mai ales în combinație, iar pietrele potrivite sunt hematitul și pietrele bojii. Aceste pietre bojii sunt mai puțin cunoscute, sunt două pietre magice care au o formă rotundă. Să știi, Andreea, că în natură pietrele naturale sub formă perfect rotundă nu se găsesc. E bine, aceste pietre bojii sunt o excepție a naturii, de aceea sunt foarte speciale. Se spune că ajută vărsătorii să se împământeze, să fie mai conectați cu tot ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că știi că ei sunt un pic mai văzduhiști. Pentru nativii pești avem culorile galben și portocaliu, iar pietrele benefice sunt coralul și opalul nobil. Să știi că peștii reușesc prin aceste pietre să capteze energia pozitivă din univers. Ei, acum că am aflat cum stăm cu talismanul, dar și cu pietrele, dar și cu culorile, putem discuta și de o astrogramă, căci da, facem asta și anul acesta, vorbim de o astrogramă a unui telespectator, de data aceasta vorbim de cea a Ionelei Vișan, născută pe 6 iunie 1990 și ne scrie din Galați. Ne spune că este într-o perioadă a vieții în care s-a plafonat mai pe toate planurile și te întreabă, Claudiu, dacă anul 2022 vine cu un job mai bun. Da, Andreea, o înțeleg pe Ionela, însă aș vrea să-i dau niște asigurări cu privire la viitorul ei, pentru că în harta ei se văd două lucruri extrem de rare și extrem de deosebite. Vorbim aici de steaua lui David și de un smeu. Asta înseamnă că această persoană este capabilă să facă lucruri de care nu este foarte conștientă când vine vorba de potențialul benefic
profesional. Steaua lui David de obicei apare în hărțile oamenilor care fac ceva notabil în viața aceasta, însă acest aspect se poate manifesta un pic mai târziu, poate peste 35-40 de ani. Se pare că Ionela are ascendentul, este un geamăn cu ascendentul în pești. Peștii sunt semn dublu, gemenii iar semn dublu, deci se pare că există undeva în subconștientul Ionelei această energie de în care nu își găsește un răspuns echilibrat. Asta pentru că întotdeauna în mintea ei or să fie două răspunsuri, nu va ști exact ce să aleagă. În general, oamenii cu ascendentul în pești sunt taxați un pic pe partea proastă a vieții până pe la 25-30 de ani, asta pentru că peștele este un semn al suferinței, printre altele. Oamenii cu acest ascendent de obicei o cam dau din stângul, cu stângul în dreptul, pentru a-și topi cumva karma pe care o au. Sunt suflete bătrâne. I-aș recomanda să fie atentă pe tot ceea ce înseamnă intuiție, pentru că are luna fix pe ascendent. Oamenii aceștia e bine să țină cont de intuiție când vine vorba de partea profesională. Casa a doua, casa banilor, este extrem de bine aspectată. Există acolo Mercur în gemeni. Asta înseamnă că se vor soluționa în mare parte problemele existențiale. Un element de care este necesar să țină cont ar fi faptul că oamenii cu ascendentul pe pești au nevoie să ierte, au nevoie să își echilibreze relațiile cu oamenii din jur, astfel încât să nu existe foarte mulți dușmani, să le zic așa, pentru că pot avea diverse piedici de la oamenii cu care interacționează. În casa căsătoriei pare aspectată după 29 de ani foarte bine. Există acolo un palas care înseamnă că după căsătorie viața se va echilibra într-un mod extrem de benefic. În casa carierei este destul de deosebită, asta pentru că există acolo Lilith în Capricorn. E bine ca Ionela să nu țină cont decât de ce îi dictează inima. De obicei, în casa carierei, Lilith te face să apelezi la anumite energii din subconștientul tău pentru a ajunge unde își dorește. De exemplu, oamenii aceștia pot călca uneori pe cadavre, însă cu această lună în pești fix pe ascendent s-ar putea să țină cont totuși de intuiție. Îi recomandăm Ionelei ca a doua parte a anului 2022 să fie foarte atentă când vine vorba de oportunități profesionale, pentru că va fi anul ei în mare parte. Ei, iată câte detalii de mare preț oferă Claudiu pentru astrogramă. Eu vă reamintesc că dacă și voi vreți să vă auziți astrogramă în cadrul emisiunii de luni de la ora 19 aici pe Doto TV, tot ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți un mesaj pe conturile noastre de socializare care să conțină numele, data nașterii, dar și locul în care v-ați născut. Cumva dacă știți și ora, cu atât mai mult îl ajută pe Claudiu în tot ceea ce înseamnă această hartă. Noi pe mai departe discutăm și despre talismanul anului de această dată și aici o să rog pe Claudiu să mă ajute. Despre ce talisman vorbim anul acesta? Andreea, la început de an am setat un talisman pentru toți telespectatorii. De data aceasta va fi un talisman potrivit pentru casă, pentru a armoniza energiile din casă. Deci nu-l purtăm la noi, nu. Îl păstrăm undeva acasă. În casă, de preferat se pune pe partea de nord a casei sau undeva în centrul casei, fiecare cum își permite să așeze. Este vorba, Andreea, despre selenit, o piatră extrem de deosebită, se mai numește și aripă de înger, piatra aceasta, pentru că se spune că nu se încarcă niciodată negativ, este o piatră care nu absorbe energii negative, ci în continuu acționează ca un fel de sfeștanie
ca o curățare foarte profundă. De aceea această piatră, de preferat sub formă sferică, să știi că este o piatră extrem, extrem de accesibilă ca preț. O găsim mai peste tot și în Constanța, mai peste tot. Este obligatoriu să o avem în casă, pentru că te ajută să îți păstrezi o casă în ordine energetică, să zic așa. Sună chiar bine asta, cu siguranță o voi achiziționa și eu și o voi așeza acolo la loc de cinste. Hai să vedem, Claudiu, ce aspecte interesante avem în perioada asta? Sau vorbim tot de aspecte astrologice pe tot anul? Vorbim și de perioada aceasta puțin. Păi uite, ieri a fost lună nouă în zodia Capricornului. Asta înseamnă că ne reorganizăm cumva din toate punctele de vedere. Capricornul este un semn al organizării. Anul a început cu Venus retrograd în Capricorn. Este un semn prost când vine vorba despre situația financiară a anului acesta. Se pare că anul acesta pentru unii va fi mumă, pentru alții va fi ciumă. Din punct de vedere financiar, unii se vor ridica foarte mult, alții vor pica și mai tare. Să știi că este destul de rar, Andreea, să avem, să începem anul cu Venus retrograd. Venus este o planetă care retrogradează destul de rar. Nu-ți mai spun că anul acesta va retrograda undeva prin iulie și planeta Jupiter, planeta ta de bază. Și Jupiter și Venus retrograde în același an nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte, foarte mult timp. Este un aspect care se întâmplă extrem, extrem de rar, mai deloc. Jupiter și Venus retrograde într-un singur an. Deci nu prea e bună. Nu prea e bună, Andreea. Am auzit multe predicții destul de pozitive pentru acest an cu privire la sensul financiar al lucrurilor, însă se pare că, dacă suntem mai atenți, nu prea ar fi așa. O să apară foarte multe scumpiri. Vom vedea totuși ce va fi. Jupiter este în Berbec într-o vizită temporară undeva între 11 mai și 20 octombrie. Jupiter în Berbec, să știi că poate activa acest conflict de la granițele țării, care este destul de mediatizat pe la televizor când vorbim de Rusia, Ucraina și alte țări. Deci s-ar putea, Andreea, să apară totuși niște conflicte, eu zic armate, anul acesta, care ne vor da peste cap destul de puternic. Dar vom vedea. Acum să vorbim, să ne axăm pe partea bună a lucrurilor pentru fiecare zodie în parte, că își vin cu vești bune. Bun, atunci să începem cu Berbecul, să auzim și veștile bune. Da, m-am legat de conjuncția Jupiter-Neptun din Pești, care va fi pe 12 aprilie 2022, și vom vedea ce aduce această conjuncție pentru fiecare semn zodiacal. Se pare, Andreea, că pentru Berbec această conjuncție va aduce noroc neprevăzut mai pe toate planurile, relații foarte bune cu copii, relații foarte bune cu șefii, dar pentru Berbec este și un an de căsătorie, un an în care se pot echilibra pe partea sentimentală. E anul Berbecului într-un fel. Jupiter, marele benefic, va fi în constelația Berbecului între 11 mai și 28 octombrie. Dacă sunt berbeci care vor să-și cumpere o casă, Andreea, le recomandăm să facă acest lucru în această perioadă în care Jupiter va fi în constelația lor. Sau, la fel, căsătoriile sunt foarte bune până pe 28 octombrie. Este un an excelent pentru berbecii care vor să se afirme. Jupiter, marele benefic, va fi asupra lor și va aduce multă energie pozitivă. Dar, Andreea, Jupiter este și o planetă care mai amplifică ceea ce nu este bun în sufletul berbecilor. Așadar, dacă sunt berbeci care mai au de făcut curat în mintea lor, să curățăm piticii de acolo, e bine să o facă până pe 11 mai. Bun, asta cu pitici, mulți pitici trebuie, da, da, înlăturați. Da. Bun, exact. Ce ne spui despre tauri?
Taurii vor reuși cumva să se reinventeze din punct de vedere financiar. Există karma pozitivă, destinul asupra lor. Sunt luați sub lupa astrelor într-un mod extrem, extrem de puternic. Va fi anul taurilor, dar când spun Andreea anul taurilor, nu mă refer că le va fi bine, ci mă refer că va fi totul despre ei, de fapt. Și cam toată energia va fi concentrată pe tauri. Asta înseamnă că dacă sunt tauri care vor să-și creeze un destin mai bun, acum a venit momentul să o facă. Este un an de transformare generală, un an în care pot pune punct în anumite relații care nu funcționează și o pot lua de la capăt într-un alt sens pozitiv cu altă relație care poate duce la căsătorie, familie, copii. Gemeni. Pentru Gemeni, Andreea, este un an de ghidare spirituală, este un an de încercare, dar știi, atunci când te încearcă Dumnezeu, îți pune și un fel de protecție asupra ta. Ei vor avea o relație foarte bună cu Dumnezeu. Când va ieși Lilith din constelația lor undeva pe 14 aprilie și va intra în constelația Racului, va fi pentru Gemeni o eliberare emoțională foarte, foarte puternică. Se pare că din aprilie Gemenii vor reuși să ajungă fix în vârful în care și-au dorit de mult timp. Rac. Racul se bucură în 2022 de stabilizare în zona de carieră. Relații bune cu șefii se văd și la ei, împliniri profesionale, însă atenție mare, Andreea, pentru raci din 14-15 aprilie, când Lilith intră în semnul lor zodiacal. Lilith în rac înseamnă că trebuie să avem cu toții grijă la suflet și la ispite, pentru că pentru raci sau pentru oamenii cu ascendentul în rac vor apărea situații în care vor fi ispitiți. Poate financiar, poate profesional, poate sentimental. Acum vom vedea. Racul este o zodie destul de echilibrată. Poate ai văzut glifa racului. Ea seamănă foarte mult cu simbolul Yin și Yang. De aceea se spune că racii își pot găsi foarte bine echilibrul. Pentru lei, Andreea, se pare că prietenii vor juca un rol extrem de important anul acesta. Ei vor reuși alături de prieteni să construiască ceva bun pe parte profesională, antreprenoriat. Se va vorbi în jurul leilor foarte mult de zona de carieră. Să știi că leii trecuți de vârsta de 44 de ani vor avea elemente extrem de pozitive când vine vorba de situația financiară. Fecioară. Pentru nativii fecioară, Andreea, intuiția va fi la maxim în tot anul 2022, fertilitate crescută, relații foarte bune cu partenerul de viață, însă atenție pentru fecioarele care nu țin cont de intuiția lor, s-ar putea să apară tot felul de frâne când vine vorba de a gestiona banii. Este un an bun pentru fecioarele care au deja stabilit un plan profesional și financiar anul acesta. Balanță. Pentru balanțe este an bun, Andreea, este an de noi abilități în care își vor găsi noi abilități, noi talente, pot apărea schimbări de loc, balanța va simți cumva nevoia să își reseteze viața, să se conecteze cu tot ceea ce înseamnă un început nou. Dacă există balanțe care și-au făcut planuri legate de străinătate în anul 2022, e bine să fie puțin mai atente, pentru că se văd niște opreliști, să le spun așa, în a doua jumătate a anului 2022, când vine vorba de călătorii lungi. Scorpion. Scorpionii, Andreea, vor avea un an destul de greu, au un an karmic. Dacă un scorpion va dori să-și cunoască karma lui pentru anul 2022, va trebui să aștepte puțin până în iulie-august,
când asupra lui se vor desfășura tot felul de evenimente, astfel va vedea el ce fel de karmă are. Este un an karmic, un an în care cheltuielile pot fi la un nivel destul de mare pentru ei, atenție mare la relațiile cu oamenii, pedeapsa în viață este asupra lor și este bine să fie atenți la ce mișcări fac pe toate planurile. Le recomand un cristal de protecție, pentru ei este foarte potrivit anul acesta, citrinul, să știi, pentru că reușește să le arate luminița de la capătul tunelului. Săgetător. Pentru voi, Andreea, este un an de eliberare karmică. Anul trecut a fost pe voi karma negativă, anul acesta a ieșit. Asta înseamnă că e posibil ca în primele 3 luni ale anului să simți și tu o eliberare karmică, o eliberare emoțională, să simți că scapi de un bagaj negativ, ceva negativ dispare din viața ta și se reînnoiește în ceva pozitiv. Lucrul acesta se va întâmpla în primele 3 luni ale anului pentru tine și pentru toți săgetătorii. Să știi că este un an și de comunicare foarte bun, un an de relații foarte bune cu mass media, Andreea. S-ar putea să urci acolo unde îți dorești. Capricorn. Capricornii, să știi că au ceva obligații anul acesta, obligații ce țin de familie, vor avea tot felul de preocupări sufletești, mai atipic pentru capricornii, sunt mai axați pe partea rațională a vieții, apar schimbări în viața lor, în viața lor personală, e posibil să apară și un copil la capricornii care își doresc acest lucru, sunt protejați, au mâna lui Dumnezeu tot anul asupra lor, este un element foarte bun pentru ei. Vărsător? Vărsătorii vor avea un an foarte bun, un nou început, aș spune eu. O mare parte dintre vărsători își vor găsi iubirea, își vor găsi elementul lipsă din viața lor. La fel, dacă sunt vărsători care își doresc copii, e bine ca anul acesta să se pună pe treabă. Sfera sănătății poate aduce ceva dezechilibre în a doua parte a anului pentru cei care nu reușesc să țină cont de sănătatea lor până la urmă. Pești. Și pentru pești, să știi că schimbările sunt radicale în viața lor. Acum, la momentul la care vorbim, se află Jupiter în pești. Schimbări de domiciliu, dacă sunt pești care își vor să își cumpere o casă, un apartament, e bine ca până în luna mai să facă acest lucru. Peștii vor dispune de foarte multă energie pentru a-și duce la bun sfârșit planurile. Ceva noroc în iubire se vede pentru ei, însă dacă sunt pești care nu au o relație bună cu Dumnezeu sau cu spiritualitatea, e bine ca acum să facă ceva pentru că va veni multă energie pozitivă de aici pentru ei. Îți mulțumim mult, Claudiu, pentru toate aceste vești. Acum, la început de an, avem nevoie de ele. Eu v-aș reaminti că astrele predispun și că doar omul dispune, așa că noi să sperăm că o să avem un an mai bun decât cel care s-a încheiat. Atât a fost și pentru această seară. Voi în continuare urmăriți știrile Toto TV, iar noi ne vedem și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle, bineînțeles. Până atunci eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!